Majoritatea românilor au avut măcar o dată în casă pastile și siropuri care au expirat. Acestea nu se aruncă la gunoi, la ghiuvetă și nici la toaletă. Este nociv pentru sănătate, dar și pentru mediu, deoarece medicamentele sunt un factor important de poluare. Mai mult, aruncarea medicamentelor expirate la gunoi este și ilegală. Oamenii sunt familiarizați cu anumite modalități de protejare a mediului, cum ar fi reciclarea hârtiei, sticlei sau plasticului, consumul de lichide din recipiente reutilizabile și folosirea frecventă a transportului în comun. Însă, nu mulți oameni știu cum să procedeze cu medicamentele și deșeurile farmaceutice din casa lor. De aceea, chiar dacă pare o soluție simplă, aruncatul pastilelor sau a siropurilor la toaletă nu este o metodă bună și nici sănătoasă. Explicația este aceea că unele substanțe se pot descompune în apă, fiind o sursă sigură de poluare. Nici la gunoi nu este bine să le arunci, deoarece este posibil ca un animal de companie sau chiar copilul să le găsească și să le înghită. Totodată, medicamentele expirate sunt periculoase și dacă sunt păstrate în casă, deoarece există riscul să fie înghițite de un copil sau de o persoană în vârstă, iar reacțiile adverse pot fi foarte grave. Pe de altă parte, dacă sunt aruncate în vasul de toaletă, medicamentele expirate vor polua cu certitudine apa în care sunt deversate din rețeaua de canalizare, deoarece stațiile de tratare a apei nu au tehnologia de a filtra substanțele medicamentoase. Geologii din Statele Unite au examinat 39 de cursuri de apă din 30 de state, 80% conținând urme de substanțe medicamentoase. Cea mai sigură și legală metodă este să duci medicamentele expirate la farmacii, care au contracte cu firme specializate și care se vor ocupa ulterior de distrugerea acestora, relatează observatornews.ro.